Bine v-am regăsit, sunt Teodora și vă aduc recomandările City pentru astăzi. Astăzi se încheie cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Statui Vivante în Parcul Iore. În acest an, producția Teatrului Masca se desfășoară în 3 locații diferite. Statuile vor fi expuse în grădina casei Filipescu Cesianu de pe Calea Victoriei, în Parcul Crângaș și în Parcul Alexandru Ioan Cuza. Spectatorii se pot bucura alături de poveștile fascinante și chiar tulburătoare ale statuilor. La ora 19, la CreArt, are loc spectacolul Filarmonica de Comedie. Programul este compus din miniaturi umoristice scrise și regizate de Radu Gabriel. Spectacolul este o satiră a unei lumi pestrițe, cu gândirea absială și candoarea eternului locatar din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Spectacolul îi are ca interpreți principal pe Marius Florea Vizante, Gheorghe Ifrim, Radu Gabriel, cunoscuți și din aparițiile lor pe microecran, cărora li se alătură Leonid Doni și Mihai Munteniță. La Green Hours Jazz Cafe de la ora 20 urcă pe scenă Emil Bâzgă Quartet. Considerat cel mai talentat trompetist român, acesta își prezintă noul album Life in Hanover într-o manieră specială. Artistul și-a desăvârșit studiile muzicale la Conservatorul din București, având master în trompetă clasică și trompetă de jazz. În această seară performează alături de muzicieni talentați Cătălin Milea, Marius Vernescu și Adi Tetrade, îmbinând muzica clasică cu jazzul și folclorul balcanic. Acestea au fost recomandările City, rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!